rugăciunea a șasea de pocăință a Sfântului Hierarh Nifon, episcopul Constanțianei din Egipt. Vai de mine, ticălosul, ce așteaptă pe bietul meu suflet? Vai de mine, Mișelul, oare în ce stare mă voi afla eu, păcătosul? Cum mă voi îndreptăți față de judecător? Ce scuză voi aduce pentru păcatele mele și unde voi ascunde mulțimea fără de legilor mele? O, întinatule și ticălosule, suspin nu am, nici lacrim și nici pocăință nu aflu, milostenie deloc, nerăutatea și blândețea se află foarte departe de mine. Vai mie, ce să fac eu nevrednicul și întinatul? De unde să încep să-mi mântuiesc sufletul? Haina botezului am întinat-o, botezul l-am murdărit, Sufletul mi l-am înoroiat, mintea mi-am întunecat-o, viața mi-am cheltuit-o în petreceri și în beții. O, păcătosul de mine, nu știu ce voi face, ochii mei privesc lucrurile cele rușinoase, urechile ascultă cântece drăcești, Gura îmi este povârnită spre lăcomie. Vai mie, ticălosul! Mâinile mele se bucură în păcate. Trupul meu dorește să se tăvălească în oroiul fără de legii și caută paturi moi și mâncare aliasă. O, o, nelegiuitul, întunecatul, împuțitul, unde să merg, nu știu. Cine mă va scoate din acel foc amar? Cine mă va izbăvi din întunericul cel mai din afară al înfricoșatului tartar? Cine mă va izbăvi de scrâșnirea dinților? Vai, vai mie, scârbosul și nelegiuitul, mai bine era să nu mă fi născut. O, de ce slavă, mă lipsesc eu negritul. De ce cinste și de ce cununi? Ce bucurie și ce veselie voi pierde, fiindcă m-am robit de păcat? Ticăloase suflete, unde îți este umilința? Unde luptele? Unde virtuțile? Vai ți întinatule! În ce loc te vei afla în ziua aceea? Ai făcut vreun bine ca să placi lui Dumnezeu? Vei merge în văpaie? Cum vei răbda vaiul și scrișnirea? O, întinate suflete! Cum ai poftit să te tăvălești mereu în necurăție? Cum ai slujit necontenit pântece lui? Nelegiuitule și stricatule, ce rușine vei suferi în fața lui Dumnezeu? Cu ce ochi te vei uita? La Dumnezească, sa față. spune spunem, ai văzut acele prea minunate priveliști pe care Domnul le va înfăptui cândva. Spunem, deci, o suflete, ai vreo faptă vrednică de acea slavă? Cum vei intra acolo după ce ai întinat Dumnezeescul botez? Va ai de tine, ticăloase suflete al meu. Vei moșteni focul cel veșnic, ci Doamne Dumnezeul meu? mântuiește-mă de foc, de scrâșnirea dinților și de tartar. Doamne, ajută și mântuiește întunecatul meu suflet. Amin.